Bună dimineața tuturor, stimați concetățeni, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale revine cu actualizarea informației la zi, ceea ce privește situația epidemiologică. La momentul actual avem înregistrate 1056 cazuri de infecție COVID-19, dintre aceste 114 sunt de import, 942 sunt cazuri cu transmitere locală. Până la momentul actual au fost investigate 5108 persoane în condițiile de laborator, deci procesarea probelor clasice care se realizează atât în laboratoarele Agenției Naționale Sănătate Publică, dar și în laboratoarele private. Dacă e să ne referim la starea de sănătate a persoanelor care actualmente sunt spitalizate, în stare gravă avem 114 persoane, gravitate medie 328 persoane, în rest este vorba despre starea satisfăcătoare a pacienților. Avem 7 persoane care sunt la respirație artificială, deci sunt intubate. Vorbim de 4 persoane care sunt la Spitalul Clinic Republican și la Institutul de Medicină Urgentă, unde avem 3 persoane intubate. În regiunea din stânga Nistrului, la momentul actual, sunt 59 de persoane care sunt confirmate a fi infectate cu COVID-19. Aceste persoane sunt internate în spitalele din stânga Nistrului, avem și persoane care sunt internate în spitalele din municipiul Chișinău și iarăși reiterez disponibilitatea noastră, exact cum procedăm și în cazul raioanelor. În general, dacă este vorba despre femei gravide, dacă vorbim despre copii sau despre cazurile grave, toată deschiderea pentru a interna persoanele respective în instituțiile specializate din dreapta Nistrului. Numărul total al persoanelor care sunt tratate este de 43, avem încă 3 persoane care se externează după cea de-a doua probă de laborator care este realizată. Vin iarăși cu o noutate regretabilă în contextul persoanelor care au decedat. Vorbim despre decesul unui bărbat de 71 de ani, persoană decedată la Institutul de Medicină Urgentă, care a fost internat pe data de 2 aprilie și este original din Cahul, și vorbim despre un bărbat de 62 de ani, iarăși care a decedat la Institutul de Medicină Urgentă, internat pe data de 6 aprilie și care este original din Glodeni. Suplimentar vreau să aduc condoleanțe sincere și o solidarizare nemaipomenită cu familiile celor decedați și vreau să vă asigur că sistemul medical va continua exact așa, cu același profesionalism și cu aceeași dedicație, ca să lupte pentru salvarea de vieți omenești și confruntarea, de fapt, acestei epidemii care cu regret s-a înregistrat și în Republica Moldova. Ceea ce ține de întrebările frecvente care sunt abordate vis-a-vis de raionul Ștefan Vodă și Soroca, vreau să vin cu actualizarea unor informații, inclusiv anumite aspecte care au fost discutate pe platforma punctului focal. Tot mai frecvent suntem întrebați de ce a fost sistată activitatea spitalului din Ștefan Vodă și de ce este funcțional spitalul din Soroca. Vin acum cu anumite date statistice. Dacă e să vorbim despre spitalul din Ștefan Vodă, numărul total al angajaților este de 250 de persoane. La momentul actual sunt internați 20 de angajați din cadrul spitalului respectiv. Inclusiv avem și angajații din asistența medicală urgentă, vorbim despre 26 de persoane. În regim de autoizolare, angajații spitalului din Ștefan Vodă sunt 98 de persoane. Dacă e să ne referim la Soroca, este vorba despre 446 de persoane angajate. În regim de autoizolare sunt 10 persoane. Și sunt confirmați și sunt internați în instituțiile spitalicești 46 de angajați din cadrul Spitalului Raional Soroca, iar în asistența medicală urgentă 42. În Soroca, la momentul actual, există și condiții, dar și potențial
profesionist pentru a realiza actul medical. De aceea, activitatea acestui spital, la momentul actual, nu este sistată. Ministerul este în contact direct cu conducerea spitalului, cu personalul din cadrul spitalului, coordonează toate măsurile care se întreprind pentru prevenirea și controlul infecției, inclusiv în cadrul instituției spitalicești, pentru că vreau să menționez ca și prioritate, sigur că o reprezintă securizarea personalului medical, dar o prioritate nu mai puțin importantă în cazul respectiv este și protecția și securizarea pacienților care sunt tratați în cadrul acestei instituții medicale spitalicești. La moment există potențial, există capacitate pentru funcționarea acestei instituții, dar vom monitoriza situația și la necesitate vom interveni și cu alte măsuri. Totodată vreau să fac o referire vis-a-vis de faptul că orice caz confirmat de COVID-19 determină obligativitatea, dar și acțiunile concrete care sunt realizate de către medicii specialiști, vorbim despre medicii epidemiologi, de comun cu asistența medicală primară, în perfectarea anchetei epidemiologice. Atunci când vorbim în fața cetățenilor vis-a-vis de sursa de infectare, contacții, regimul care este determinat de tratament, sau regim de autoizolare. Vreau să vă asigur că ne fundamentăm nu pe declarații formale, dar pe concluziile specialiștilor care în fișa epidemiologică foarte clar determină care este sursa și de fapt care sunt persoanele care s-a contactat pentru a întreprinde toate măsurile de rigoare. Și acești specialiști sunt responsabili de veridicitatea datelor care sunt reflectate în cadrul acestei anchete epidemiologice realizate. Tot astăzi, pe platforma punctului focal, a fost luată decizia de a înainta recomandarea Comisiei Situației Excepționale de a institui regim de carantină în satul Talmaza. Înțelegem că este vorba despre un sat mare cu număr impunător de populație, dar reieșind și din numărul celor infectați în acest sat, vrem să prevenim anumite efecte care pot urma ca rezultat totuși al înregistrării 29 de cazuri de persoane infectate și toate măsurile care sunt făcute sunt întreprinse în contextul prevenirii răspândirii acestei infecții pe teritoriul satului respectiv. În cazul în care Comisia Situației Excepționale va lua acea decizie de a institui regimul de carantină, vom continua toate eforturile, precum am realizat și până la momentul actual, de comunicare cu autoritățile publice locale, cu asistența medicală primară, pentru a asigura efectele și condițiile corespunzătoare în contextul situației existente. Și doar cu titlul de informare vreau să menționez că astăzi la Kiev va ateriza un avion și este vorba despre acel lot de ajutor umanitar la care am făcut referire, care vine din partea poporului chinez și vreau să-mi exprim gratitudinea și recunoștința pentru acest ajutor care este acordat exact în momentul oportun. Până la momentul actual, aceasta este informația cu care am venit. Pe parcursul zilei vom actualiza, sigur că, datele și vă urăm sănătate tuturor și respectați regimul care este recomandat de către medici. Sănătate!